mai avem o oră alături de voi în această dimineață și ne-am propus să dezvoltăm foarte multe subiecte aici la matinal. Povestim și despre zona stomatologică, căței și iarăși căței. Astăzi este ziua lor, așa cum deja știți. Miercurea, vin foarte mulți căței și despre ei și povestim. Dar mai întâi ne informează Valentina, așa cum ne-a și obișnuit. Astăzi ce mai aflăm? Mai vorbim de, uite, despre statul pe spate, așa cum stau eu acum, pentru că așa stăm noi toți românii, pentru că suntem cei mai sedentari din Europa. Asta e una dintre știri. Era să zic, vorbește numele tău, dar nu foarte, e cazul. Foarte puțin români fac sport. Undeva am înțeles că sunt undeva la vreo 20% care fac sport activ, regulat. Vești nu prea bune la știri, dar haideți să mergem să aflăm. Poate cine știe ne mobilizează această știre și ieșim în pară alergat, încă e frumos afară, n-a venit toamna. Haideți la știri. Reciclarea este pasul esențial în procesul de protejare al planetei și a sănătății noastre, iar acest lucru poate fi făcut doar prin responsabilizarea populației, lucru care, din nefericire, nu se întâmplă în toate colțurile României. În voluntar, sistemul de colectare selectivă este însă un exemplu pozitiv pentru români. Începând cu anul 2018, cu o flotă de 12 auto speciale, este asigurată colectarea eficientă a deșeurilor. În fiecare lună, societatea Ecovol strânge aproximativ 1000 de tone de deșeuri din fracția uscată numai în orașul Voluntari. Important este că în oraș sunt numai puțin de 16.000 de pubele special concepute pentru reciclare. Românii sunt campioni în Europa la sedentarism. Potrivit unui sondaj, peste jumătate dintre români nu fac sport și nici nu-și doresc un stil de viață sănătos. Unul dintre principalele motive pentru faptul că românii nu fac mișcare este lipsa timpului. 62% dintre români nu fac niciun fel de activitate fizică, conform sondajului Eurobarometru. Lipsa de timp și lipsa motivației sunt principalele motive pentru care românii neglijează acest aspect, iar țara noastră se află în top 5 cele mai sedentare țări din Uniunea Europeană. N-am timp. Am doi copii care mănâncă tot timpul. Aveți timp pentru sport, pentru mișcare? Destul de puțin. Din ce cauză? De partea cealaltă, cei 20% dintre români care aleg să facă sport spun că acest lucru le-a schimbat viața. Însă mulți dintre ei revin în sala de sport doar la început de an și de obicei după vacanță. Spatele drept, abdomenul încordat. Și trage sus, în sus, în sus. Încrederea în mine a crescut foarte mult. Aveam o zonă foarte mare de confort, în care dormeam foarte mult. M-a ajutat foarte mult sala. Eu zic că diferențele le vezi foarte repede pe unul care face sală și unul care nu. Corpul meu se simte mult mai bine făcând asta. Nu prea aveam timp și nu reușeam să fac asta. Coboară ușor și controlat pe negativ, atingi cu fundul, genunchi bine în exterior. Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății ne arată că aproape 60% dintre români sunt supraponderali. Din raport mai reiese că supraponderabilitatea este a patra cauză de deces după tensiunea arterială crescută, dieta proastă și consumul de tutun. Inventăm tot felul de motive că nu avem timp și așa mai departe, dar sportul se poate face oriunde. Putem să facem și acasă, putem să facem și în parc. Din cauza sedentarismului pot apărea foarte multe probleme de sănătate, cum ar fi bolile de inimă, cum ar fi obezitatea, diabetul de tip 2. Federația Mondială a Obezității avertizează că dacă nu vor fi luate măsuri de prevenție pentru educarea populației, până în 2030 în România vor fi aproape 500.000 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani care vor suferi de obezitate. În Europa, aproximativ 1,2 milioane de persoane mor anual din cauza obezității. Valentin, ne invita mai devreme să facem sport în aer liber, dar nu el are treabă cu vremea, ci Romina, așa că de la ea așteptăm informații proaspete. Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou, Georgia, să știi că putem să facem sport în aer liber pentru că vremea ține cu noi, soarele este prezent pe tot parcursul zilei, iar temperaturile urcă în majoritatea regiunilor până la 27, chiar 30 de grade Celsius, așadar astăzi cerul se menține senin în mare parte din țară, iar atmosfera va fi însorită prin regiunile sudice și sud-estice ale teritoriului, se mai înorează și vor fi condiții de precipitații, vântul va fi activ pe parcursul zilei, iar temperaturile maxime
maxime se vor situa între 23 de grade, se vor atinge prin estul Transilvaniei și vor ruca până la 30 în partea de sud a țării, iar dimineața, în special pe văi și în depresiuni, va fi și ceață. În București avem soare, vreme caldă și un vânt destul de insistent, care va atinge viteze de 60 de km pe oră, maxima va urca până la 30 de grade Celsius. Mâine va fi în continuare vreme mai caldă decât ar fi normal, cu o maximă a temperaturii aerului de 29 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar ziua, vântul va sufla în general moderat. Ei bine, și poi mâine vremea se menține caldă, pe parcursul zilei se mai înorează și va fi vântul ceva mai activ, iar temperatura maximă se va situa în jurul a 28 de grade Celsius, iar minima nu va coborâ sub 15 grade Celsius. Și pe litoral găsim vreme caldă, temperaturile urcă până la 26 de grade Celsius prin stațiuni, domină atmosfera însorită, însă vântul continuă să bată cu putere pe parcursul zilei, este valabil un cod galben de vânt puternic până la ora 21, așadar 11 județe din sud-estul teritoriului sunt vizate de această avertizare, iar rafalele ating viteze în general de 55-65 de km pe oră, pe litoral vor depăși 70 de km. La munte va fi vreme frumoasă, se face din nou mai cald decât ar fi normal la această dată, norii apar trecător în masivele sudice, în rest avem cer senin, atmosferă plăcută și un vânt mai intens la altitudini mari. Valorile termice vor fi cuprinse între 20 de grade și 25 de grade Celsius. Atât pentru moment, să aveți o zi însorită în continuare! Mulțumim, Romina, pentru informații. Mergem mai departe și povesteam că astăzi aflăm mai multe despre tantura noastră și despre anumite anomalii de care putem să suferim și ne informează nimeni alta decât medicul stomatolog Sorin Astroie. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața, bine te-am găsit! O să dau din casă, pot să dau din casă, Aura, pot să dau din casă, spunem că da! Da, bine! Colegii mei au spus că ești foarte, foarte frumoasă și că de fiecare dată e o bucurie să te revadă aici la matinal. Și mă faci să roșesc. Îți mulțumim și pentru informațiile pe care ni le aduci. De fiecare dată ne îmbogățești cumva vocabularul din punct de vedere stomatologic. Și astăzi vorbim despre ceva total nou. Nu am mai vorbit despre anomalii dentomaxilare. Ce sunt acestea? Păi, pot să spun popular, ca să fie pe înțelesul tuturor, vorbim despre dinții strâmbi sau dinții spațiați sau dinții care nu mușcă corect. Sunt multe sindrome, o să încerc să prezint cât se poate de pe înțelesul tuturor. N-are rost să intru în nomenclaturi tipice profesiei mele. În general, cred că ar fi interesant împreună să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru. Există niște teorii că odată ce specia evoluează, începem să avem din ce în ce mai puțin dinți. Ceea ce se numește în termenii noștri anodonția, adică atunci când un dinte nu apare pentru că nu a existat niciodată mugurele lui din care să se formeze. Cu siguranță, în momentul în care dinții sunt mai puțini, avem o mușcătură dezechilibrată, pentru că nu mai avem toți stâlpii care ne sunt necesari. În ce privește, ce probleme putem avea, concret? Putem avea fie problema de a avea dinți înghesuiți atunci când avem niște baze osoase mici și niște dinți mari. De ce crezi că se întâmplă chestia asta? Cred că nu e treaba aceea pe care ne spuneau mamele în copilărie, nu mai da cu limba peste dintele care crește că o să se strâmbe, nu-i așa? Da, să știi că treaba aia cu limba peste dinte chiar e bine, apropo, ca informație de uz general. Un fenomen foarte des întâlnit și din cauza căruia părinții se îngrijorează frecvent este atunci când amâncă dintele de lapte, cel mai des în zona mandibulară inferioară, și apare dintele definitiv în spate. Și atunci părintele zice, wow, asta înseamnă că o să aibă nevoie de aparat, ce tragedie, copilul are 6 ani. În fapt, nu. Dinții sunt foarte ușor impresionabili la acel moment și da, dacă vom împinge cu limba, dacă vom instrui copilul să împingă cu limba, ca să mă exprim corect, acel dinte poate să ajungă pe poziția lui și destul de rapid. Deci nu este un motiv de panică. Revenind, motivul este că avem o moștenire de la doi părinți care însă nu e musai să fie și simetrică. Putem avea, de exemplu, un maxilar de la mama mai micuț sau o mandibulă, de ce nu, și niște dinți de la tata mai grăsani. Sigur că atunci când îi punem în poziție, s-ar putea să avem niște probleme de spațiu. Același fenomen se poate întâmpla și în sens invers. Niște dinți mici pe o bază osoasă mare, fie maxilar sau mandibulă, va aduce spațierile în discuție. În ce privește mușcătura, mușcătura în zona laterală sigur este foarte importantă și acolo avem noi niște clase care se studiază în ce măsură molarii se întâlnesc în raportul lor corect, dar așa cum rulează imaginile pe fundal, putem avea probleme și în zona strict frontală, fie să avem o ocluzie deschisă, ceea ce este destul de grav pentru că asta înseamnă că practic folosim numai dinții laterali pentru masticație
și în față nu putem face incizia, adică rolul practic esențial al dinților frontali, sau putem să avem așa numită ocluzie în... Încerc să țin pasul, dar nu reușesc, îmi cer scuze. Cu imaginile. Aici avem, dacă tot am prins, ocluzia inversă, adică atunci când avem un decalaj între bazele osoase. Putem avea o mandibulă mai mare și un maxilar mai mic. Deci aceste incongruențe sau nepotriviri nu e musai să apară simetric, ci pot să fie și între o bază osoasă și cealaltă. Acum, ce e important? 1. Nu intrăm în panică. 2. Mergem la medicul dentist, consultăm un ortodont, dar ca să ajungem la ortodont cel mai bine și cel mai potrivit copilului sau, de ce nu, adultului, factorul mediul de triaj este în cabinetul stomatologic. După care, în funcție de patologie, de cazuistică, putem avea soluții mai simple, care implică doar tratament ortodontic. Atenție, în cazul copiilor este cel mai simplu să tratăm, pentru că de multe ori dacă adresăm problema și ele pot fi vizibile încă la vârste fragede, din era schimbării dinților sau măcar spre finalul ei, putem scăpa copilul de a avea nevoie să poarte aparatul fix, definitiv. Însă și pentru adulți veștile sunt bune, avem variante din ce în ce mai estetice, ca să nu zic invizibile și ca să nu citez o anumită firmă, confortabile, cu control perfect asupra igienei, în sensul că acele alignere sunt demontabile, pacientul le îndepărtează la fiecare masă, le curăță și pe ele și pe dinți și atunci nu mai avem acea problemă frecvent întâlnită la aparatul fix, respectiv cariile care în principiu mai apar pe parcursul tratamentului, deși pacienții încep să fie foarte, foarte conștiincioși când intră în tratament ortodontic cu igiena lor. Dar important este să adresăm și, nu vreau să mă lungesc prea mult, dar ca ultim mesaj, niciodată nu e prea târziu. Chiar ieri am avut o discuție cu un pacient care m-a întrebat dacă la vârsta lui de 49 de ani se mai pune problema de a intra într-un tratament ortodontic. Răspunsul meu este da, niciodată nu e prea târziu. Sigur că e de adaptat pe fiecare caz în parte, dar măcar întrebați și documentați-vă. Sunt curioasă dacă există o regulă și o excepție. Sunt mai multe persoane mai degrabă cu aceste anomalii decât sunt persoane cu o dantură perfectă din punct de vedere genetic? Incidența este din ce în ce mai mare a anomaliilor dentomaxilare. Ca idee, poate ajută așa ca raport, nu pot să spun că am niște cifre matematice în spate, dar la o primă vedere aș zice că eu trimit un minim de 35-40% dintre pacienții pe care îi văd la un control la ortodont. Acum că ei ajung sau nu, că ajung să și finalizeze tratamentul, sigur asta nu mai depinde de mine și n-am o evidență, dar nevoia ar exista. Aș mai vrea să punctez, dacă îmi permiți, un aspect, am venit așa însetată de vorba astăzi, mare atenție la obicierile vicioase la copii, pentru că multe dintre aceste anomalii, adică din deformarea bazelor osoase și în special a maxilarului, apar din cauza unor obiceiuri vicioase, cum ar fi subtul degetului, care dacă se menține până la vârste înaintate, va determina apariția unui palat cu o formă foarte adâncă și atunci dinții practic se poziționează după forma degetului. Știu că pare incredibil, dar așa este. Trebuie neapărat să încercăm să corectăm acest obicei și nici suzeta nu este în regulă, chiar dacă este ea cea ortodontică. E de preferat să o scoatem cât mai repede. Uite, fratelui meu i s-a întâmplat în primele luni din cauza tetinei de silicon. Chiar dacă n-ajunsese încă la suzetă, a rămas încă de la vreo 4-6 luni cu o boltă palatină foarte, foarte adâncă. Pot să existe și oase ceva mai maleabile, putem să verificăm acest lucru, să preîntâmpinăm dacă e cazul. El are... Nu, a scăpat de aparatul dentar, dar l-a purtat foarte mulți ani. Putem preîntâmpina îndepărtând obiceiul și, cum spuneam, la copii, deci la vârsta mică, mai ales la vârsta 6-7-8 ani, când încep să se schimbe dinții, există și aparatele mobile, dar care de fapt nu sunt neapărat aparate, ele se numesc trainere și sunt ca niște aparate din silicon. Sunt moi, sunt foarte ușor tolerate de către copii și au rolul și de a modifica, exact ce întrebai tu, bazele osoase, pentru că da, ele sunt foarte maleabile la această vârstă, de aia și este important să intervenim. E păcat să ajungem la un tratament de 2 ani de zile fix, la o vârstă la care poate social e mai dificil, sau creează anumite probleme, când am putea să tratăm ca o joacă în perioada copilăriei, dar o joacă bine verificată și susținută temeinic și de părinte și de medic, bineînțeles. Sunt mai conștiincioși părinții în ultima perioadă că vine vorba de aceste corecții ale danturii, vin mai des, mai repede la medicul stomatolog. În esență, poartă mai mulți copii aparat dentar atunci când trebuie decât se întâmpla acum poate 5-10 ani?
Să știi că da, și cred că cei mai conștiincioși sunt adulții care au avut ei probleme la rândul lor. Sau care chiar au, dacă vorbim de acest fel de probleme de înghesuiri dentare sau așa mai departe. Sunt mult mai motivați, nu mi-aș dori ca în viitor copilul meu să ajungă în situația aceasta. Ba chiar așa îi și determină și așa îi și conving să vină și să accepte. Însă, apropo de acceptare, să știi că un copil la vârsta de 6-7 ani, în general, este chiar încântat, da, pentru că au tot felul de culori, sclipiciuri și atunci, mai ales pentru fetițe, dar și pentru băieți, e chiar o bucurie. Am văzut multe fetițe paciente care erau dezamăgite. Nu am nevoie de aparat, ce trist, dar eu îmi doresc. Deci, practic, un copil în perioada aceasta poate să înceapă un tratament ortodontic alături de părinte, dacă și părintele are nevoie. Sigur că da, și atunci se eficientizează și drumurile, și programările, și ședințele de igienă. E foarte interesant ce am aflat de la tine și îți mulțumesc pentru informații și te aștept cu drag să revii și să mai povestim. Mulțumesc frumos! Dragilor, să știți că noi mai avem parte de informații în această dimineață și, cum vă spuneam mai devreme, astăzi este ziua dedicată cățeilor. Ei bine, am povestit mai devreme alături de medicul veterinar Cristian Cristea despre sterilizare, despre necesitatea acestei proceduri și ce se întâmplă la nivel național. Aflăm în această dimineață pentru că există asociații care militează pentru această procedură, care au foarte multe lucruri planificate pentru anul acesta și care au nevoie, bineînțeles, de sprijinul vostru. Pentru că fără ajutorul vostru, cei care dețineți căței care au nevoie de această procedură nu s-ar putea îndrepta anumite statistici de care avem nevoie în această perioadă. Așa că Valentin revine cu informații și în această direcție. Da, George, într-adevăr, vorbeam puțin mai devreme cu Cristian Cristea despre importanța sterilizării și despre necesitatea sterilizării. Iată că acum vorbim despre ceea ce înseamnă un ONG care face lucruri cu adevărat, ce înseamnă să te implici cu adevărat în aceste lucruri și care este lupta, care este provocarea cea mare în tot acest subiect. Vorbim despre proiectul super, proiectul Urme de Bucurie de la Save the Dogs, iar alături de noi este Sara Tureta pentru a ne oferi puțin mai multe informații de la firul ierbii, să spunem. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Mulțumesc pentru invitația! Am citit, iată, într-un raport al vostru că a crescut numărul de sterilizări și ați început să dați pe adopție animale chiar și către alte țări, nu doar către România, ceea ce mi se pare fantastic. De fapt, din totdeauna trimitem către alte țări, ceea ce nu este o veste neapărat bună. Noi ne dorim să dăm spre adopție în România, dar oamenii preferă să-și cumpere căței de rasa, din păcate, pentru că se pare că estetica îi convinge, îi atrage mai mult decât cățelul în sine. Și atunci suntem forțați să dăm în afara căței la adopție. Noi ne dorim să se dezvolte o cultură de adopție în România și un interes și vis-a-vis de corciturile, care eu zic că sunt minunate, chiar dacă, adică sunt unice, nu găsești același cățel, au ceva special și deosebit. Orice cățel cred că poate oferi iubire și cred că este foarte important să lucrăm în primul și primul rând pe educarea oamenilor, pentru că toți câinii care ajung la un dat la adăpostru au fost câini care au fost abandonați într-un anume punct al vieții lor. De fapt, au o gratitudine și mai mare vis-a-vis de adoptatorii. Adică dacă au suferit, ei apreciază faptul că o familie îi primește și îi oferă dragostea. Normal, adopție trebuie să fie un proces responsabil, trebuie să fii în stare să ai grijă de el, să știi că o să ai niște cheltuieli pe partea veterinară și nu sunt cheltuieli mici. Trebuie să fie o alegere conștientă, nu ceva numai pe bază emoțională, dar noi, organizații, încercăm și să selectăm oamenii, să îi ajutăm în acest parcurs și să facem un profil al cățelului, să înțelegem dacă personalitatea lui este compatibilă cu stilul de viață a familiei și încercăm să dăm niște sfaturi. Mă bucur foarte mult că avem această discuție acum în luna septembrie, pentru că se apropie iarna, iar de Crăciun foarte multe animale sunt oferite cadou. De către oameni care nu știu ce înseamnă să ai un animal, nu știu ce înseamnă responsabilitatea unui animal și iată ne trezim de multe ori în luna ianuarie, am citit anumite rapoarte care spuneau că în luna ianuarie se abandonează foarte mulți căței, pentru că după o lună oamenii văd că de fapt nu pot avea grijă așa cum se cuvine de ei. Niciodată un animal ar trebui să fie dat cadou. Trebuie să fie o alegere conștientă și responsabilă și în perioada respectivă a unele țări, de exemplu, dar chiar în Anglia, să închid adopțiile pentru a evita acest fenomen de abandon după Crăciun. Și atunci, în luna decembrie, se stopează adopțiile și oamenii se întorc în ianuarie, pentru că nu vor să ia acest risc. Știu că voi lucrați foarte mult și pe partea de sterilizări, unde acolo este într-adevăr o provocare foarte mare din mai multe puncte de vedere. Din câte am sens, resursa umană este una dintre ele.
Da, de fapt, anul trecut am sterilizat 1600 de animale, jumătate fiind pisici și jumătate caței, majoritatea acolo în Cernavoda, unde se află centrul Save the Dogs, care îl cheamă Urme de Bucurie. Avem o clinică veterinară care oferă aceste sterilizări gratuite. De fapt, reamintim tuturor că sterilizarea este obligatorie și, de fapt, noi facem ce ar trebui să facă autoritățile locale, adică finanțăm aceste sterilizări, pentru că mulți oameni nu au capacitatea financiară să plătească acest gen de intervenție chirurgicală, sau există zone mai defavorizate unde nu există clinici, nu există cabinete, și atunci noi, organizații, și cu Save the Dogs, lângă Save the Dogs, sunt multe alte organizații prin țara care oferă aceste maratoane de sterilizări și încercăm să stopăm nașterile. Ecarisajele României, adică adaposturile publice, sunt pline de căței care încă mor zilnic. Oamenii poate nu știu acest lucru, dar se eutanaziază aproape peste tot, cu câteva excepții, și Bucureștiul este o excepție. Dar numai prin sterilizare și controlul nașterilor putem stopa fenomenul suprapopulării. Și atunci rolul nostru a ONG-urilor este cheie. Într-adevăr, putem stopa și acel fenomen pe care îl observăm tot mai prezent chiar și la posturile de știri, al cățelușilor abandonați într-o cutie la colț de drum. Acolo ar trebui iar poliție și... Legislația este favorabilă, legislația României este bună. Problema este aplicarea ei. Dacă nu se aplică, normal, noi organizații lucrăm pe partea culturală, cu educație, de exemplu, la Urme de Bucurie. Aducem copiii de la școli în vizita și sensibilizăm asupra importanței sterilizării și ce înseamnă abandonul pentru un animal. Abandon înseamnă moarte, înseamnă durere, suferință. Dar dacă nu se sancționează abandonul, și se întâmplă foarte rar pentru că nu se implică suficient de mult autoritățile, noi pe partea asta nu putem acționa. Putem numai să primim aceste animale, dar spațiul nu este de ajuns niciodată. Observ, odată cu această legislație care se aplică, cred că deja de vreo 2 ani, cu amenziile pentru abandonul animalelor și toate cele, de când Poliția Animalelor a fost înființată și este mai severă, este vreo schimbare la firul ierbii? Este vreo schimbare? Este vreun trend ascendent în ceea ce privește abandonul? Sunt mai puține animale abandonate? Vreau să spun că amenziile sunt prevăzute de mult mai mult timp. S-a lămurit un pic ce înseamnă, cui este competența acestei amenzi. Și de când a venit, într-adevăr, Poliția Animalelor, lucrurile au început să fie un pic mai bine, chiar dacă resursele umane în cadrul Poliției Animalelor județene sunt limitate, adică au un teritoriu foarte mare și nu au cum să acționeze așa pe o scară largă. Dar nu sunt oameni suficienți, asta vreau să spun. Da, abandonul, cred că este un fenomen constant. După pandemie, în special în zonele orașene, au fost mai multe abandonuri, pentru că în perioada în care s-a făcut smart working, mulți oameni și-au adoptat un cățel. Asta nu numai în România, și în alte țări europene. Și când s-au întors la muncă, cățelul nu poate să stea singur acasă toată ziua, și atunci mai mulți au fost abandonați sau predați asociațiilor, ceea ce este păcat, e o traumă pentru acel animal, într-adevăr. Sara, mă bucur foarte mult că ne-am văzut în această dimineață și că ne-ai oferit câteva detalii despre lucrurile minunate pe care voi le faceți. Aș dori să te invit să ne spui și site-ul pe care oamenii pot găsi toată activitatea voastră și cum vă pot ei susține. Da, în primul rând, pe site-ul urmedebucurie.ro găsiți toate modalitățile pentru a ne sprijini, nu numai prin donații, dar prin adopție la distanță unui măgăruș, a unui cal, care după aia puteți să-i vizitați la noi, să veniți să-i vedeți, prin donație de produse, avem nevoie de detergenți, de hrana, de hârtie igienică, adică spun un lucru care pare amuzant, dar poate e realitatea. Mănuși, tot ce înseamnă întreținere unei clinici veterinare, nu avem numai un adapost, avem și o clinică veterinară, și oamenii ne pot vira 3,5% în perioada anului în care se poate face acest lucru, dar se poate și cumpăra această carte, care am scris-o și care povestește despre Save the Dogs în România. Cartea, de fapt, susține organizația. Drepturile cărții se duc în proiectele noastre. Deci pot citi povestea voastră și totodată să vă și susțină, aflând despre povestea voastră din spate. Mulțumim foarte mult! Eu vă mulțumesc!
Dragilor, mergem acum și către lumea astelor la Olivia ca să aflăm cum stăm și cu cele de sus astăzi. Bună dimineața! Berbecii sunt mai pesimiști. Anumite probleme existente au un impact semnificativ asupra psihicului și a stării emoționale. Să nu neglijați timpul alocat somnului. Taurii au tendința de a face sacrificii și de a accepta compromisuri mari de dragul prietenilor. Ar fi bine să fie cumpătați și să nu se înhame la acțiuni necugetate. Gemenii au o ezitare în luarea unei decizii ce ține de zona profesională. Nu prea știu ce vor și se lasă influențați de alții care ar putea decide în locul lor încotro să o ia. Racii trebuie să aibă grijă să nu devină exagerați în ideile pe care le au. Se pot simți neînțeleși. O mini-vacanță le-ar putea fi de folos pentru a se relaxa. Leii au capacitatea de a comunica foarte bine, ceea ce îi va ajuta să rezolve o problemă financiară. În plan sentimental, este posibil să fie nevoit să ia o decizie importantă. Fecioarele au nevoie de un partener receptiv care să le înțeleagă cu adevărat nevoile. Se pot baza pe intuiție în alegerile pe care le fac. Balanțele sunt agitate la locul de muncă. Vor să vadă rezultate rapide, fără a analiza proiectele în care ar trebui să se implice. Scorpionii sunt mai mult conduși de inimă decât de rațiune. Astfel, în parteneriate vor face alegeri care să le aducă echilibru emoțional. Săgetătorii petrec mai mult timp cu familia, își încarcă bateriile prin activități casnice, își pot redecora casa după bunul plac. Capricornii își negociază implicarea în anumite proiecte. Au șanse să finalizeze ceva în care au investit mult timp și efort. Vărsătorii trebuie să fie atenți la cheltuielile pe care le fac în mod impulsiv. Au nevoie de stabilitate și securitate financiară. Peștii ar trebui să se lase conduși de intuiție atât în parteneriate de afaceri cât și în cele sentimentale. Relațiile pot cunoaște schimbări. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. Dragilor, am revenit și mai avem o informație pentru voi înainte să ne întâlnim cu căței. Da. S-a vorbit mult despre căței astăzi, hai să și vedem un platou la urma urmei. Însă, până la căței, vorbim despre artă. Sau, nu stai, cred că n-a fost accentul bun. Nu. Păi, accentul meu a fost un pic franțuzesc și nu cred că a fost bun. Că e vorbit despre Pablo Picasso. Mai italienesc? Nu, spaniol. Spaniol era? Nici atât, măcar atât nu știu. Dar uite că tot este 27 septembrie. Și astăzi avem o expoziție de-a lui Picasso în București. Cred că ar fi cazul să ieșim puțin din casă și să ne culturalizăm puțin. Și eu cu voi. Astăzi se inaugurează la Muzeul de Artă Recentă din Capitală o expoziție inedită dedicată celebrului artist spaniol Pablo Picasso. Evenimentul marchează 50 de ani de la decesul pictorului și cuprinde 46 de lucrări semnate de pictorul spaniol și 57 de lucrări ale artiștilor români care au fost inspirați de acesta. Efectul Picasso este un eveniment organizat în parteneriat cu Musée National Picasso din Paris și celebrează 50 de ani de la dispariția lui Pablo Picasso printr-un proiect mondial în care sunt parte alte 42 de muzee din întreaga lume. România este singura țară dintre statele est-europene care face parte din acest amplu proiect lansat de Spania și Franța printr-un parteneriat guvernamental. Evenimentele organizate în întreaga lume sunt sprijinite de cele mai importante instituții culturale din Europa și Statele Unite, fiind un demers fără precedent în istoria artei. În timp ce în România expoziția va fi deschisă în cel mai mare muzeu privat al capitalei, Muzeul de Artă Recentă, la nivel mondial vor fi incluse instituții prestigioase precum Muzeul Metropolitan și Guggenheim în New York, muzeele spaniole Thyssen-Bornemisza, Prado, Regina Sofia și Guggenheim Bilbao sau Petit Palais și Centrul Pompidou din Paris.
Până la finalul vieții încheiate în 1973, Picasso a devenit cel mai prolific pictor din lume, cu 13.500 de tablouri și desene, 100.000 de printuri și gravuri, 34.000 de ilustrații și 300 de sculpturi și obiecte din ceramică. Realizările au fost omologate de Cartea Recordurilor. Tablourile lui Picasso sunt printre cele mai bine cotate din lume, fapt care l-a transformat în artistul preferat al hoților de artă. În 2012, Registrul Operelor de Artă Pierdute a raportat 1147 de lucrări semnate de Picasso care au fost furate. Păi, a venit momentul întâlnirii, reîntâlnirii. Ce să mai, am altfel zis că vedem căței și nici nu putem să vedem căței de trofee ce au în față. Într-adevăr, vedem căței campioni alături de Mihai Nae, bineînțeles. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Spectaculos ce se întâmplă aici, câte trofee, da. Și câte mândri, câtă mândrie. Și ce contrast, nu? Da, da, da. Adică, nu? Un bișon cu un ciobănesc german. Dar că suntem bine, da. La ce v-am zis data trecută că avem concurs și uite că... Ați livrat și de data aceasta. Da. Felicitări. Am marcat. Felicitări. Între ei. Am marcat. El urmează să, lui urmează să iasă diploma de campion România, cea plină, nu de junior. El urmează să devină campion. Am plecat cu trofee, am participat, a fost greu, n-a fost ușor. Adică a fost vreo 16 ore de stat în soare, wow, și în ring, dar a fost frumos. Și am fost mulți și am fost o echipă și mă uit aici și văd pozele astea, eu știu, îmi crește inima. Da. Ce frumos! Câți campioni ai avut în total la această competiție? Păi am ieșit 3 campioni. Am ieșit 3 campioni, am fost mulți. Wow. Am muncit mult, am făcut demonstrație de dresaj. Ce să zic, n-a fost ușor, au fost și câini mulți ciobănești. A fost un concurs realizat de cei de la UCHR, o asociație pe care eu o iubesc foarte tare pentru că ține mult la standardele rasei, cât și la partea lor de temperament, pentru că până la urmă un câine este corect atunci când arată corect, dar și comportamental transmite puiilor tot ceea ce înseamnă rasa respectivă. Și ce să spun, Hugo și cu Max au ieșit, au intrat în finale și iată rezultatele pe care le-am avut. Am avut probe de atac, de pază acolo, de disciplină. Adică cumva toate astea au contat și contează. Și în momentul în care facem monte și scoatem pui, vedeți aici că avem cane corso, labradori, avem ciobănești german, avem... A fost probe cu obstacole. Ia, uite. Ne-am organizat și tot ce vedeți aici, toți sunt elevii mei, ne-am organizat și zic eu că... Uite-l și pe Alex. Da, și Alex. Am avut satisfacții reale, adică a fost fantastic. N-a fost deloc ușor. Multe ore nedormite, foarte multe. Am fost o echipă. A fost o echipă și asta mă bucură. Am oameni lângă mine. Vai. Am oameni lângă mine care chiar, da, a fost și el aici la voi. Am oameni lângă mine care... Foc. Da. Da. La un moment dat am văzut toată geaca jos. Care ăștia toți sunt pui. Ea este Aca, este campioană națională și ca și Max acum trebuie să dea examenele de lucru care sunt foarte grele. O știți și pe ea că a fost aici. Ce să spun? Greu. Avem greu și greu de acum începe, pot să spun, pentru că pentru Max și pentru Aca lucrurile serioase. Până acum au fost juniori, au fost, eu știu, na. Dar de acum încolo, odată cu examenele de lucruri luate și tot ce am făcut, începem să jucăm în altă ligă la categoria grea.
Care a fost diferența dintre probele celor doi colegi de platou pe care îi avem aici? Mă gândesc că nu a făcut și cea mică atac. A fost o diferență, bineînțeles, dar nu foarte mare, pentru că dacă vorbim de partea de anatomie, au fost analizați conform standardului a mișcării, în momentul în care intră în concurs, arbitru ține cont de cât de activ e câinele, de cum se prezintă, de cum este îngrijit, de calitatea părului, starea lui în ring. Câinele trebuie să fie totuși pregătit pentru ceea ce are el de făcut acolo. Nu trebuie să se arate needucat, să se tăvălească pe jos. Arbitru trebuie să se apropie, să se uite la dentiție, câinele trebuie să lase. Dacă bișonul se știe că te apucă de degete dacă îl superi foarte tare, Hugo nu face lucrul ăsta. Și atunci, dacă te lasă să-i controlezi dentiția, să-l atingi, să-l analizezi, automat are un plus față de celălalt care nu face lucrul ăsta. De asta consider că educația este extrem de importantă și chiar și în concursurile de frumusețe. Noi aici la UCHR încercăm să nu ținem cont doar de frumusețe, să ținem cont de standard și, cu riscul de a mă repeta, să ținem cont și de ceea ce arată câinele din punct de vedere temperamental, pentru că transmite și temperament și defectele pe care le are din punct de vedere al tipului lui de câine, dar și calitățile. Când vorbim despre cei 7 ani de acasă, analogic, vorbind la căței, ce ar însemna asta? Primele câte luni din viața câinelui sunt cruciale pentru educația lui? Sunt oricum și ei sunt pe clase, clasa papi, clasa 8, în 9-12 luni sau 9-18, 18-24, depinde de asociație. Spre exemplu, de la 9 la 18 luni sunt considerați juniori, da? Până în 9 luni clasa papi, da? Sunt medaliați și cumva li se dau premiile în funcție de vârstă și așa mai departe. Și dacă intrăm în finale, primim și frumoasele cupe, pe care de altfel, bine, surprinderea mea a fost alta, că între atâția caucazieni, atâția bucovineni, atâția ciubănești, germani, belgieni, etc., etc., în finală a intrat Hugo, bișonul, știi? Adică pentru mine a fost așa, fiind ocupat cu toți de acolo, când l-am văzut, nu mi-a venit să cred și chiar era în finală. Cu Max îmi doream, la Hugo nu mă așteptam. Da, cu Max chiar te așteptai. Deci îmi doream cu toți, da? Dar excludeam posibilitatea de a ajunge tocmai el. Și uite că s-a întâmplat și mă bucură foarte tare, pentru că nu aveți idee ce stăpâni are și cât de bucuros sunt eu că am o asemenea echipă formată din oameni maturi, nu tineri, da? Deci nu maturi și sunt foarte bucuros. Ei fiind campioni acum, care este următorul nivel la care pot ajunge? Păi, în primul rând, Hugo trebuie să a trecut la juniorat și trebuie să mergem mai departe la următoarea clasă. Aici, în schimb, la Max. Max, tati, iar adormim. Max, ce face tata? Ce faci, mă, tată? Zic, cât am muncit. De aici trebuie să mergem la club și să muncim, repet, la categoria grea. Am luat tot ce se putea ca și asociație. Acum trebuie să iasă campion România CHR, UCHR, trebuie să-i vină diplomele și mai departe mergem la club, unde, din punctul meu de vedere, pentru Ciobănescu German, acolo e bătălia. Noi vă ținem pumnii și sunt convinsă că ai sorți de izbândă cu acești... Sunt mândru acum, sunt euforic, deci nici nu mai contează. Să udați diplomele așa cum se cuvine. Băi, eu le ud cu suc, să știu. Cu suc, am înțeles. Atunci să vă păstrați concentrarea și să mergeți mai departe. Sau le ud cu un videoclip, nu? Pentru că foarte curând... Lansez în sfârșit piesa! Super veste acum pe final. Îți mulțumim tare mult, Mihai, și abia aștept să te văd și într-o altă postura ta de artist. Rămâna, mulțumesc. Mult succes pe toate planurile. Doamne, ajută.
Dragilor, noi asta am avut de spus în această dimineață. Ne-am bucurat de căței la superlativ. Campionii dorm în platoul acest moment, așa că ar fi momentul să dormim și noi, Georgia, gata. Somnul de prânz, într-adevăr, dar rămâneți alături de Metropola TV și alături de noi mâine dimineața de la 10. Pupici tuturor! Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.